Că am spune că izolarea ar putea fi cea mai tare aventură pe care ar putea o trăi cineva, poate ați spune că glumim, nu? Ei bine, nu. Când s-a anunțat carantina, doi români au urcat în rulotă și s-au dus pe vârf de munte și acolo au rămas. Izolarea are cu totul alt sens în peisajul de vis în care sunt cei doi antrenori de fitness, Dani Pavel și Diana Hotnot. Pe scurt, cei doi trăiesc de zile de poveste, zile multe de poveste de atunci și până acum și vor să învețe și pe cei care stau acasă un stil de viață sănătos. Salutare, eu sunt Dani. Iar eu sunt Diana. Și împreună am lansat prima platformă de live fitness prin streaming din România. Am făcut acest lucru în anul 2019, mai exact în luna ianuarie, și scopul nostru de la început a fost să ajutăm oamenii să adopte un stil de viață sănătos prin alimentație și prin sport. În urmă cu 3 săptămâni, am decis să ne izolăm la munte ca să continuăm să facem antrenamente pentru voi. Am avut această posibilitate pentru că avem o casă mobilă, o autorulotă. Am ales un loc foarte izolat, însă un loc foarte frumos. Am ales ca în această perioadă să ne izolăm la munte ca să aducem natura în casele tuturor clienților noștri. Sperăm ca prin filmările și prin antrenamentele pe care noi le livrăm către voi, în această perioadă să vă simțiți puțin mai bine, să facem în așa fel încât să depășiți mai ușor momentele prin care treceți. Nu uitați că este foarte important ca în această perioadă să facem sport constant, este important să ne alimentăm sănătos și să ne păstrăm o stare de spirit cât mai bună. Haide, merge foarte bine, încearcă să nu te oprești. 10, 9. Hello, hello, bine ai venit pe IAM, pregătește-te pentru un nou antrenament și săriturile cu tălpile spre lateral și speedrun, dă-i drumul! Prin alimentație și prin sport îți crești foarte mult imunitatea, lucru esențial în această perioadă. Este foarte important să ai o alimentație cât mai colorată, cât mai variată, atât cât poți. Noi îți asigurăm acest lucru prin rețetele pe care încă le filmăm, cât de des putem noi. Acestea sunt variate și sunt sănătoase, cel mai important. De cât suntem noi aici, ne confruntăm cu tot felul de provocări, să spun așa. Viața în natură este una frumoasă, însă vine la pachet cu o grămadă de lucruri surpriză, să spun așa. E nevoie de destul de multă organizare pentru a-ți obține toate utilitățile de care ai nevoie, gazul, apa și curentul. Aici în natură și în izolare de multe ori pot să fie o problemă. În fiecare dimineață ne trezim foarte devreme. Și ne culcăm foarte devreme. Și ne culcăm foarte devreme, da. Pentru că, practic, lumina soarelui, în momentul în care pătrunde în această casă, ne face să ne trezim. Într-o zi este soare și frumos, într-o zi bate vântul de parcă ne răstoarnă și în cealaltă a nins de nu-ți vine să crezi. Vom continua, încercăm să rămânem izolați aici, încercăm să rezistăm și noi, continuați să ne urmăriți și vom încerca să vă aducem cât mai multe surprize și cât mai multă voie bună în casa voastră. Nu uitați să ascultați sfaturile autorităților, să rămâneți și voi izolați, ca și noi de altfel, să încercați să nu aveți contact cu foarte mulți oameni în această perioadă și, bineînțeles, să vă țineți de sport și de alimentație. Sperăm cu toții să ne vedem sănătoși în cel mai scurt timp, iar până atunci vă dorim să rămâneți alături de noi. Ne bucurăm că am putut să fim alături de voi. Și până data viitoare, nu uitați, faceți sport și alimentați-vă sănătos.